bună ziua din peșteră. Am venit să facem puțin o vreo prin pădure, să ajungem la o mănăstire la care îmi doream de mult să ajung, dar nu reușeam cu vechea noastră mașină. Iată ce priveliște avem aici. Și anume la mănăstirea Sfânta Treimea. Este undeva după peștera și se coboară spre Zărnești. Undeva în munți, ar trebui să avem o priveliște faină, doar că e cam în ora, să sperăm că nu plouă. Așa că haideți cu noi să vedem dacă reușim să ajungem să găsim drum. Iată ce peisaj! Uite măcuțele! Haideți să vă arăt ceva drăguț, 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 unde am ajuns. Ce ziceți de priveliștea asta? Pe drumul ăla trebuie să mergem noi așa ca să ajungem la mănăstire. Undeva acolo trebuie să fie mănăstirea, nu știu exact. Aron, unde ai ajuns? Am ajuns la mănăstire. La mănăstirea Sfânta Treime, nu? Unde plecați? Că acolo se încheie drumul. Haideți să știm și câteva lucruri despre această mănăstire. Din păcate, da, este un drum care se urcă destul de greu, deci mai cu 4x4 poți să ajungi aici sau pe jos. Am văzut foarte mulți oameni care fac drumeții, dar uitați-vă puțin ce priveliște! Mănăstirea este situată în satul Peștera, județul Brașov, cu comuna Moiciu de Jos, la 30 km de orașul Brașov și la 25 km de Predeal, 10 km de Castelul Bran. La mănăstire se poate ajunge prin localitatea Zărnești, la o distanță de 10 km, sau prin localitatea Moeciu, distanța fiind de aproximativ 7 km. Amplasamentul se află în Parcul Național Piatra Craiului, în zona intramontana Carpaților Meridional, ce desparte masivul Piatra Craiului la nord de masivul Bucegi, la sud și face parte din Parcul Național Piatra Craiului. În duminica a patra după Paști, 26 mai, în Alpea Sfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a trânosit Biserica Sfânta Treimea și intrarea în Biserica Maicii Domnului din localitatea Peștera, județul Brașov. În acea zi, ierarhul a sfințit capela mortoară a parohiei Tohanul Vechi din județul Brașov. Slujba de sfințire a Bisericii Sfânta Treimea a fost urmată de Sfânta Liturghie săvârșită de Mitropolitul Ardealului. Ne bucurăm că această realizare a fost dusă la bun sfârșit într-un timp record, chiar anul acesta. Am fost aici, am pus piatra de temelie anul trecut și iată că acum este nu mai zidită, ci și frumos împodobită, a spus ierarhul. Mitropolitul Laurențiu le-a vorbit credincioșilor despre Evanghelia Duminicii a patra după Paște, vindecarea slăbănogului de la Viteza. Minunea aceasta ne întărește și ne dă certitudinea că tămăduirea trupească este condiție pentru tămăduirea sufletească. Prin săvârșirea acestei minuni la lacul Viteza a arătat noutatea pe care biserica sa o va aduce față de templul din Ierusalim, unde se săvârșeau minuni din când în când, Duhul Sfânt pogorându-se peste apă și o tulbură, iar cel care intră primul după această tulburare a apei se vindecă. Cele cinci pridvoare ale scăldării reprezintă cele cinci simțuri ale omului, care erau în grijă lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu le ocrotea. Ia uite ce frumos am găsit! Mami, tati, eram pe muntele ăla, cum am coborât și am venit aici. Da. Acesta eram pe muntele ăla și cum am venit aici. Îți place, Mina? Ați venit acum, vreau să mă dau și la gânul ăla. Dacă știi și la că mă aveam cum îl Am și bujor și lili. Am fric? Aici. Pașe în put, gata. Scârție. Cred că era de 100 de ani. Era rupt. Uitați aici peisajul care stă respirația în peșteră. Din păcate, am urcat aici pe-n deal să am priveliștea asta, din păcate, biserica se închide, mă rog, mănăstirea Sfânta Treimea se închide. Am lăsat niște produse alimentare preotului. Preotul nu este de aici, eu cred că este o mănăstire în care în permanență probabil locuiesc aici ceva oameni turiști. Însă preotul nu locuiește aici, care slujește aici. Și am apucat să filmez câteva cadre în interiorul mănăstirii. Ia uitați! Foarte frumoasă, foarte frumos locașul și liniștit. Niște văcuți acolo.
Da, cum am spus, drumul este destul de greu accesibil, mai ales iarna. Mă gândesc că iarna e foarte greu să ajungi aici cu mașina, cel mai probabil se urcă, pentru că este aici între dealuri și voi situat. Oricum este un lăcaș foarte frumos și chiar merită să veniți dacă sunteți în prejurimile Brașovului, Branului. Peștera este foarte aproape de Bran. Și din nou, cum spuneam, din păcate n-am mai avut nici lumânări să vândă, să aprind și eu niște lumânări, dar am observat iconografia și foarte, foarte, foarte interesant cum este pictat în interior biserica. Am văzut niște icoane foarte, foarte interesante a unor trei îngeri acolo lângă altar. Cred că am filmat asta. Și da, încă un locaj bifat de cult. Vă îndemn să veniți aici. Dacă vă plac vlogurile mele, mai ales cele care... acestea mai duhovnicești, nu uitați să-mi lăsați un like, o abonare, un coment, care sunt gratis, iar eu pentru asta vă foarte, foarte mulțumesc, chiar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să ajung la cât mai mulți oameni. Sunt Măgura. Am mai fost pe aici de iarna, nu? Și am filmat. Nu am ajuns. În zona asta. Nu mai știu. Da, cred că mănăstirea asta... partea aia la altă, da, am fost noi. Da, cred că mănăstirea asta e între comune, să vine și din satul ăsta și din satul ăla. Deci ori la biserică, ori pe acolo, la gata, anul ăla. Noi acolo am fost, în partea aia, vezi? Închide-i tu. Închide-i.